Tot e de nașteri în România. Anul acesta se așteaptă ca numărul copiilor nou născuți să treacă de 200.000, cu 20% mai mult față de anul trecut, atunci când s-au înregistrat cel mai puține nașteri din 1967. Cu mai multe detalii despre acest subiect, colega mea, Mădălina Chițu. Mădălina, când se așteaptă să se înregistreze acest vârf al natalității? Bun găsit! Vârful natalității în 2021 se așteaptă să fie înregistrat în perioada iulie-august. Asta arată datele unui studiu recent care a realizat și portretul robot al mamelor din 2021. E vorba de femei din mediul urban cu vârste cuprinse între 25 și 39 de ani. Semne că natalitatea din 2021 va fi una pe plus sunt încă din primele luni ale anului. Datele arată că în martie s-au născut peste 13.600 de copii, spre 15% mai mult față de aceeași lună anului trecut. Estimările arată că până la finalul anului în România se vor naște peste 200.000 de copii, cu 20% mai mult față de 2020, an considerat cel mai negru din istoria postdecembristă a României la capitolul natalitate. Dacă comparăm 2020 cu 1990, datele arată că natalitatea de la noi din țară a scăzut cu peste 40%. Luna cu cele mai puține nașteri în 2020 a fost martie. S-au născut aproape 12.000 de copii, ceea ce înseamnă nici măcar 10% din numărul total al nașterilor înregistrate în anul pandemic. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, în septembrie s-au născut 18.000 de copii, acesta fiind luna cu cele mai multe nașteri.